Bună ziua, eu sunt Camelia Kira și bine ați venit pe canalul meu de Am YouTube. revenit cu o nouă lecție, o lecție despre radicali pentru clasa a 7-a și astăzi o să vorbim despre ei și ce știm despre acești radicali. Știm că operația prin care unui pătrat perfect X care aparține numerelor naturale i se asociază un număr n care aparține numerelor naturale cu proprietatea ca x să fie egal cu n la a doua. Se numește operație de extragere a rădăcinii pătrate sau operație de extragere a radicalului. Deci dacă avem radical din x egal cu n, deci este echivalent cu x egal cu n la a doua. Și mai trebuie să mai știm și câteva formule. Știm că doi radicali, radical din x înmulțit cu radical din y este egal cu radical din x ori y, unde x și y sunt pătrate perfecte. Și dacă avem radical din x totul supra radical din y egal cu radical din x totul supra radical din y. Și acum să vedem dacă au loc relații similare și în cazul adunării și să vedem. Dacă avem, să luăm de exemplu, radical din 16 plus 9 este egal cu 5. Deci o să adunăm termenii de sub radical. Și o să ne dea 25 și radical din 25 este egal cu 5 la a doua și este egal cu 5. Acesta este primul exemplu. Dar să luăm radicalii separați. Radical din 16 plus radical din 9. Cu cine este egal? Cu radical din 4 la a doua plus radical din 3 la a doua și egal cu 4 plus 3 egal cu 7. Așa. Și dacă luăm acest radical, 16 plus 9, putem scrie că este egal cu radical din 16 plus radical din 9. Deci nu sunt egale, sunt diferite. Deci niciodată nu o să putem să separăm radicalul cu plus în doi radicali. Și acum să luăm un exemplu. 1. Și să calculăm x egal cu 9 la a doua plus 12 la a doua. Deci să calculăm radical din x. Cât o să ne dea radicalul din x? Deci mai întâi o să calculăm x-ul. X egal cu 81 plus 12 la 200
44 și egal cu 225. Și radical din x egal cu radical din 225 și egal cu radical din 15 la a doua și egal cu 15. Acum o să mai dau încă un exemplu și o să avem al doilea. Și o să luăm radical din 2 la a doua, denunțit cu 3 la a doua. Și știm că radical din x ori y este egal cu radical din x, denunțit cu radical din y. Și tot la fel o să facem și aici, în exercițiul nostru, egal cu radical din 2 la a doua, denunțit cu radical din 3 la a doua. Și este egal cu radical din 2 la a doua este 2, înmulțit cu 3. Și egal cu 6. O să mai luăm un exemplu. Dacă avem radical din 25 supra 4. Și știm că radical din x pe y este egal cu radical din x, tot o supra radical din y. Și la fel o să aplicăm aici formula noastră. Deci egal cu radical din 25, tot o supra radical din 4, egal cu radical din 5 la a doua, tot o supra radical din 2 la a doua și egal cu 5 pe 2. Aceasta este lecția de astăzi și dacă doriți să facem mai multe exerciții, îmi lăsați anume chiar și exercițiile în comentarii, ce nu știți și o să le rezolvăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem cu următoarea lecție. La revedere! Eu sunt Camelia Chira și Vă aștept în comentarii cu exerciții și probleme pe care nu știți să le faceți. La revedere!